Bună dimineața! Chiar e bună. Aș da și mâncare la pești. Atât de plăcut este afară. Eu sunt la tricou și soarele pur și simplu te mângâie. Nu bate vântul deloc. Ia uite. Și florile ce frumoase sunt. Acolo în dreapta o să pun mușcate cât de curând. Pisăi sunt, cred că, cățărați pe foișor. Da, superb afară. Am și uitat că s-a dat ora înainte. Așa că acest clip o să apară mai târziu. Dar nu-i problemă. Astăzi o să gătesc ceva, o rețetă chinezească. Nu multă lume se uite. Mulți refuză. Dacă nu este ce au învățat ei să facă sau ce au gătit toată viața, alea 5 feluri de mâncare nu se uită. Dar nu condamn pe nimeni. Eu vă sfătuiesc să faceți. Pentru că mulți se gândesc, dom'le, mănânc vieri, mănânc șerpi, mănânc crocodili. Nici vorbă. Nici vorbă. Se gătește la fel, numai că ceva mai sănătos. Și sunt ingredientele puțin diferite. Haideți să vă arăt și ce am pregătit. Oh, n-am tot aici, dar vă povestesc. O să fac porc cu tăieței. Par multe aici, dar de adevăr sunt multe. Am în casă ceva fleică de porc. O să o aduc, pentru că trebuie să le pregătim pe toate, le tăiem pe toate înainte. Deci o să fac cu fleică de porc. Este bucata mea preferată de la porc. Fleica, ceafa, mușchiulețul, na. Coteletele, ciolanul, tot porc îmi place. Da, ca și legume. Am o ceapă aici, medie spre mare. Ardei gras de 3 culori, nu o să folosesc tot. Câte un sfert din fiecare. Un morcov, un ardei iute. Iar în bucătăria chinezească nu se gătește cu foarte puțină sare și pipere aproape deloc. Eu nu o să folosesc deloc sare. Am aici sosuri. Am sos de soia light. Asta este sărat, puțin dulceac și așa mai apos. Am sos de soia dark. Ăsta e mai gros, puțin mai dulce, foarte puțin sărat. Am aici sos de stridi. Ăsta este extraordinar, îl mănânc și în orice mâncare. Nici nu vă imaginați cât este de bun. N-are gust de fructe de mare. Are un gust de un sos așa foarte concentrat. Am ulei de susan. Semințe de susan. Aici am tăieței din aceștia de sticlă, așa le zic ei. Sunt din făină de mazăre și porumb. Din amidon, de fapt. Din amidon de mazăre și de porumb. Amidon. Aici am un praf de ghimbir și praf de usturoi. Era bine că aveam proaspete, dar na, mai ui și eu. Astea sunt ingredientele, v-am zis, fleica este în casă. O să încurăț legumele, îmi opresc exact cât îmi trebuie, aduc fleica și ne apucăm de treabă. Se face foarte, foarte, foarte repede acest fel de mâncare. Chinezii nu stau să fiarbă. Îmi trebuia, într-adevăr, un foc, nu acest aragaz electric, un foc de oc, cum îi zic eu, acela mare, puternic. Și mâncarea era gata. Îi gătesc și într-un minut. Într-un minut fac un fel de mâncare. Na. Am eu să dureze 10. Ăsta este un cireș japonez. E acela care face florile. Ia uite pe ăștia, m-au sărit pe geam. Ăștia afară, golanii. Eram ca să au sărit pe geam. Ce obraz aici. Florile acelea frumoase, pe care le admiră toată lumea. Anul trecut l-am pus și văd că a crescut ceva. Uite-l. Abia aștept să înflorească. Nu mai prostii fac ăștia doi. Uite-l, la teatru. Uite-l.
Pleacă-mă din pătrunjelul meu, pleacă-mă. Marcel. Nu vă imaginați cum miroase la mine în curte. Și n-am doar aici flori. Hai să ne apucăm de tăiat. La atât trebuie să avem legumele și carnea pregătite. Morcovul. O să-l tai bețișoare. Uite așa. E, masa asta se cam mișcă. Așa, să tai morcovul. Un morcov întreg. Ardeiul gras. Uite așa. La fel îl tai și pe cel roșu. Ceapa. Asta e cel mai ușor de tăiat. În patru. Acum o desfacem. Pe bucățile astea mari o să le mai tai odată. Și le desfacem. Deci o singură ceapă este suficientă. Cam așa trebuie să fie bucățile. E, hai și tu. Gata. Așa fac toată ceapa. Bucăți mari. Și un ardei iute. Așa arată legumele mele pregătite. Acum o să tăiem și fleica, pieza de rezistență. Întâi pe lung. S-ar putea să fie cam multă. Și acum fâșii subțiri. Chiar dacă se rup, n-are importanță. Chiar așa trebuie. Opa, uitați, așa trebuie să fie. Așa arată și fleica mea, cam 350 de grame. Arată bine. Până să aprindem focul, de fapt plita electrică, teței trebuie înmuiați cu apă fiartă. Și lăsăm așa. În 5 minute sunt gata. La fel. O să dizolv în ceva apă fierbinte. Uite așa, o lingură de amidon. Cu ceva apă. Și amestec bine. El se dizolvă imediat. Nu o să rămână cocoroasă. De aia îl pun de acum. O tigaie pe foc. Tigaie așa, gen wok. Puțin ulei. Foarte puțin. O lingură. Pentru că fleica are și multă grăsime.
focul la maxim. Era bine că aveam de 3 ori mai puternic. Acum și legumele, toate odată. Ce culori! Legumele nu trebuie lăsate prea mult. La prăjit. Cred că atât e suficient. Acum începem să punem sosurile. Sos de soia. Sos de soia dark. Sos de 3D. Este cam gros. Atât. În loc de sare. Da, ce gest are. Ia uite. Mai lăsăm așa un minut, două. Ghimbir. Praf de usturoi. Acum, tăiței pe care i-am scurs, bâldăbâc, i-am tăiat cu o farfecă, erau prea lungi. Mamă, ce bine arată! Și amidonul. Care o să lege toată compoziția asta și o să dea luciu. Acum, în 2 minute este gata. Vai de mine! Opresc aragazul. Puțin ulei de susan. Mai amestec o dată. Și tăiței mei chinezești cu carne de porc și legume sunt gata. Oh, ce bine arată! Imediat pun în farfurie. Am pus și în farfurie. Acum, la sfârșit, puțin susan și pentru gust și pentru crocanțeală și asta este mâncarea mea chinezească. Totul durează foarte puțin, într-adevăr ai nevoie de ingrediente, dar odată ce le-ai cumpărat nu sunt foarte scumpe. Astea te țin pași de 20-30 de ori. Mă refer la sosul. Uitați cât de bine arată. De ce nu ai mânca așa ceva? Nu înțeleg. E un alt mod de a găti. Legumele sunt mult mai sănătoase. Sunt prăjite foarte puțin. Sunt așa
nici măcar pe jumătate. Noi le fierbem până nu mai rămâne nimic. Le transformăm în sos. Da. Pisici fac prostie. Las puțin să cească, o să și gust. Nu s-a răcit, dar nu mai am răbdare. Ai, de mie. Sosurile alea fac minuni. Ar fi trebuit să mănânc cu verțișoare, dar nu sunt foarte priceput. Pot să mănânc, dar... Mă făceam de rușine, mai ales când am o poziție prea bună. Mănânc cumva peste telefon, mă plec. Puține restaurante chinezești, o să vă fac un fel de mâncare atât de gustos. Încercați, vă rog. Eu vă spun, poftă bună, duminică frumoasă și nu uitați, ținem legătura. Doamnește! Marcel! La revedere!